De fapt, am pregătit două intervenții, o dată despre nașterea regelui Matei la Cluj și un alt text de data asta, din care reies anumite foarte interesante din personalitatea, din modul de a fi, din modul de a vorbi și de a gândi a regelui Matei. Aș începe să remarcă Matei primul și primul rând este o figură populară. Dacă foarte mulți regi, suverani, oameni importanți din trecut, au rămas în amintirea colectivă, numai prin intermediul cronicarilor și după aceea a scolicilor, despre regele noastre putem spune că el a rămas în memoria colectivă a poporului. Poate de ce? Iar vorbit despre faptul că era considerat un rege just, un rege justițial, un rege drept. Această imagine foarte frumoasă a regelui Mata s-a născut, de fapt, la o generație după moartea. Atunci, să ne gândim la faptul că după câteva decenii, după ce regele Mata a murit, Ungaria, legatul medieval maghiar, a căzut sub lovituile, Imperiului Otoman. Cea mai mare parte, partea centrală a regatului, a fost ocupat direct de Imperiul Otoman, partea răsăritană, mai exact Transilvania, și părțile alipite de Transilvania au devenit teritoriile aflate sub suzeranitate otomană. Din regatul medieval maghiar, nu doar o fâșie relativ îngustă în nord.